Astăzi avem parte de un soare mult mai generos decât cel de acum câteva zile. S-a mai încălzit puțin și a mai scăpat de nori. Bine v-am regăsit! Haideți să vedem ce temperaturi avem prin țară. Cel mai cald este în regiunile vestice. Vedem că la Oradea, Arad și Timișoara, termometrele ne indică 30 de grade, poate chiar 31 prin unele zone. Nu e rău nici prin celelalte locuri și vestea bună este că momentan am scăpat de norii aceia care aduceau ploi și furtuni. Posibil să se întoarcă în weekend, dar până atunci să ne bucurăm de vremea de astăzi. Prin sud vor mai fi locuri unde cerul se va înnora, însă chiar dacă va ploua, discutăm despre ploi scurte de vară. La munte s-a mai încălzit puțin și cerul parcă s-a mai luminat, chiar dacă din loc în loc vor mai apărea și câțiva nori. Momentan e bine și ploile vor fi trecătoare și de scurtă durată. 14 grade avem în Ceahlău, 18 se înregistrează la Păltiniș, iar la Stâna de Vale, mercurul din termometre a urcat până spre 22 de grade. La mare nu s-a încălzit prea mult, dar măcar soarele este prezent în peisaj. Discutăm în general despre o vreme frumoasă la această oră și prin stațiuni vedem că se înregistrează 23-24 de grade, chiar dacă se mai strâng norii, sunt trecători și ploile vor fi de scurtă durată. În capitală e mai bine decât zilele trecute, norii s-au mai risipit, iar în centrul orașului avem la această oră 28 de grade. Doamnelor, domnilor, atât despre vreme. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Cu date noi vă aștept după telejurnalul orei 20. Pe curând!